Maria Prodan a încins imaginația bărbaților, cu o imagine făcută publică pe o rețea de socializare. Îmbrăcată într-o ținută extrem de mulată, fotografia a fost realizată în timp ce îndrăgita impresară stă într-o poziție incitantă. Unii dintre cei care au văzut poza s-au întrebat, și-a schimbat silicoanele. Punct și asta pentru că bustul ei pare mai mare decât în cele mai recente imagini și apariții la evenimente mondene. Ana Maria Prodan, apariție hot într-o ținută extrem de mulată. Ana Maria Prodan și-a făcut un selfie incendiar în timp ce era îmbrăcată într-un costum sport extrem de sexy și mulat. Poziția în care se vede tăia înnebunit pe unii dintre reprezentanții sexului tare. Almost perfect. So happy. That's me. Remember? Toate. Ca toate, ca mine, absolut niciuna. Believe me. Re, aproape perfectă. Atât de fericită. Asta sunt eu. Vă amintiți? Este mesajul postat de soția lui Laurențiu Reghecant la imaginea de la jos. După cum puteți vedea, fata cea mică, Ana Mariei Prodan, este prima care a reacționat la postarea sa. Ana Maria Prodan are 3 copii. Ana Maria Prodan Reghecant, ne, 17 decembrie 1972, este un agent FIFA, realizator TV și fotomodel român. A activat ca președinte de club la CS Bucan Lina a doua, președinte de club la FC Snagov în Lina a doua, președinte executiv la FC Universitatea Cluj și manager general în Liga 1 la FC Gloria Bistrița și Concordia Piașna. Celebra impresar are 3 copii, Rebecca Dumitrescu, Sarah Dumitrescu și Laurențiu Reghecant Jr. Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecant s-au căsătorit în 2008. Ana Maria Prodan are o soră mai mică, Anca Savello, care este agent imobiliar. Aceasta locuiește de foarte mulți ani în America, unde s-a căsătorit cu un fost luptător de jiu-jitsu, Anthony Savello.